Querido ăsta are făcut brigada pentru voi, că avem iarăși treabă, avem nebunie de meciuri, ca de obicei, domnul Ladi, domnul Cătălin, iar domnul Cătălin găsește el așa pentru recomandări niște chestii pestrițe în continuare. Ia, haideți să vedem. Da, avem meciuri interesante și în acest weekend, chiar dacă nu sunt derbiuri grele, dar încercăm să ne facem treaba și să scoatem bani din ele. Ai văzut că și săptămâna trecută ne-au ieșit primele trei pe single, am jucat un pic mai curajos la CSKA 1948 cu FCSB. Eram aproape și acolo, dar o să rămânem în continuare pe single și în acest episod cu numărul 25. Și avem și biletul etapei, avem și biletul bonus dublu. Mergem mai departe, ne apucăm de treabă că începe Bundesliga, zweite Bundesliga, acolo unde este Începe cu un domnul Adi derby, ai Dobre. spus că l-aveți, uite, derby, Da, Hamburg cu începe Schalke. chiar cu un derby, Da, într-adevăr. un meci foarte, foarte tare, de două formații de mare, uriașe tradiție în Germania, Hamburg și Schalke 04. Două dezamăgiri din sezonul trecut, Hamburg a ratat un nou baraj, da, în timp ce Schalke a retrogradat după doar un an de Bundesliga. Ușor, ușor încep campionatele, mă uitam că au retrogradat din Bundesliga Hertha și Schalke, au promovat din Zweite în prima ligă, Heidenheim și Darmstadt. Aici Da, este marea reușire a lui Hamburg. să nu uităm că cei de la Hamburg au petrecut pe gazon pentru Da, câteva momente da. promovare. Și a ajuns la baraj, da. Da. Și Schalke a pozit așa, cu titlul. S-au sărbătorit, a intrat lumea pe teren și s-au mai jucat, nu mai țin minte pe unde și au pierdut campionat. Așa. Ultimul duel în Bundesliga dintre cei două formații a fost la ultimul sezon al lui Hamburg. Hamburg care a fost una dintre fondatoarele Bundesligii în 1963 și a fost singura echipă care nu retrogradase dintre fondatoare până în 2018. Da, și de când a Se spunea retrogradat? dinozaurul, iar Da. acum nemții spun că îi se va spune dinozaurul pentru că va mai sta în zweite câteva zeci de ani. Așadar, ultimul duel în prima ligă, 7 aprilie 2018, Hamburg Schalke a fost 3 la 2. Sunt câteva mișcări, să spunem, la nivel de lot, dar sunt două formații care nu se mai bucură de, să spunem, de bugetele din anii trecuți, mai ales Schalke, care era dependentă de toată industria carboniferă din zona, care în momentul ăsta este zero. Au renunțat, după ce a început războiul din Ucraina, și la sponsorul de la Gazprom, pe care l-aveau din 2006, dacă nu mă înșel. Schalke, sezonul trecut, în 34 de etape, 35 de goluri marcate, 71 primite, cel mai slab atac, a doua cea mai slabă apărare după Bochum cu 72, dar măcar Bochum s-a salvat. Spuneam, Hamburg a pierdut cu Stuttgart 0-3 în deplasare 1-3 acasă barajul. Două formații care clar au obiectiv promovarea. Să vedem dacă vor și putea. Ca orice derby, probabil că va fi un meci frumos. Și cu goluri, Nu zic bate eu. nimeni. Nu bate nimeni, da, un 2-2 aș vedea așa. 2-2? Da. 2-2? Nu, 2-2? am glumit. Vom vedea ce va fi la final. Da. Schalke și-a vândut cei mai importanți fotbaliști în momentul retrogradării. Loto a ajuns să valoreze 31,85 milioane de euro în acest moment. Hamburg stă mai bine, are al doilea cel mai valoros lot din competiție, cotat la 42,58 milioane de euro. Domnul Glatzel este în continuare în lot. El a marcat și în ultima partidă directă cu Schalke. Bun. Schalke a remizat în ultimul meci amical al verii 2-2 cu Twente. A remizat 10 dintre cele 34 de meciuri jucate în campionatul precedent. Ce să pariem noi aici? Zine tu, domnul Adi. Scor corect vreau, A nu? zis 2-2. M-am zis 2-2. 2-2? A, pe asta pentru că zisesem eu înainte. Da. Da. Dragii mei, cotele sunt în felul următor. 2-30 favorită, ușor favorită Hamburg, na, joacă și acasă. 2-90 pe Schalke. Trebuie să vedem un pic cum începe sezonul în materie de goluri. Stăm vreo 2-3 etape și după aceea ne dăm seama cam care vor fi favoritele noastre la goluri. Eu o să aleg aici o cotă de 1,80 la pauză sau final X. Într-adevăr, chiar mi se pare că este un meci echilibrat, așa o spun și calculele hârtiei,
Și acest 1.80 mi se pare bun. Mă așteptam să fie undeva pe la 1.65. O să mizez 1% pariu single. Și așa vă recomand să faceți și voi. Bun. Am terminat cu nemții și mergem la... Pentru că nu ne-am ocupat până acum deloc de campionatul mondial feminin. O să avem în acest weekend un meci destul de interesant între Franța și Brazilia. Franța care a făcut 0-0 cu Jamaica și a scos pe toată lumea. De aceea aveau cotă 1. Super surpriză. 0-1. Bine, au stat călare. Franța, o forță. Da. Un fel de Craiova Oțelul a fost. Mairo, da. Suntem în grupa F, în care mari favorite să meargă mai departe din această grupă F, sunt Brazilia și Franța. Se întâlnesc acum în etapa a doua, Franța-Jamaica 0-0, Brazilia-Panama 4-0 cu domnișoara Ariadina Borges, 3 goluri, e deja golgheterul campionatului mondial, joacă în Statele Unite la Racing Louisville, de altfel cam, mă uitam așa, pilotul Braziliei, multe joacă în Statele Unite, exact, dar și în Spania, la Barcelona și la Real Madrid, au jucătoare și la Arsenal și la Roma. Franța, locul 5 în clasamentul FIFA, Brazilia, în momentul ăsta, este locul 8. Cea mai bună performanță Franța e un fel de Belgia la băieți. Nu au câștigat niciodată nimic, n-au jucat, cred că, o semifinală de campionat european în 2022 și un loc 4 la campionatul mondial din 2011. Antrenată de domnul Hervé Renard, cunoscut globetrotter, da? Zambia, coastă de Fildeș și Arabia Saudită, este la prima experiență cu fetele. Din 2023, de anul acesta. Da, prima experiență la femei. Da. Așa. Nu știu de ce, dar mă îndoiesc. Ok. Da. Cele mai multe jucătoare joacă, evoluează firește în Franța, pentru că un campionat puternic. Au și în Anglia 5 jucătoare. Anglia care, în momentul ăsta, cred că e în top și ca campion european și la mondialele astea care se dispută în Australia și Noua Zeelandă. Lasă-mă că au bătut 1-0 pe Haiti. 1-0. Se mai întâmplă, au avut trac. Așa, mă uitam așa pe lot, pentru că eu le știu destul de bine, am comentat o grămadă de campionate mondiale, Cupa Algarve, un mini campionat mondial în ianuarie, în fiecare an la Eurosport. Au mai rămas așa din vechea gardă Renard, capitanul, 33 de ani, Le Sommer, 34. O antrenoare de super top la Brazilia, Pia Sunhage, o suedeză de 63 de ani, care a strâns aproape 150 de selecții ca jucătoare, a condus Statele Unite, are 2 medalii de argint la Jocurile Olimpice, cred că un fel de Guardiola, așa, ca care acum face din Brazilia o grămadă de schimbări și tactic, și da, e simpatizată. Da, noi foarte, foarte, foarte apreciată. Franța a pierdut cu Australia un amical, ultimul chiar la Melbourne, s-a jucat 0-1. Înainte de acel 0-0 cu Jamaica, o înfrângere care a venit după 6 meciuri în care a contabilizat 5 victorii și un rezultat de egalitate. Brazilia, greu de spus. Brazilia n-a bătut o înceată pe Franța în ultimele 11 întâlniri directe și la mondialul trecut de noptim pe Brazilia chiar Franța a ușchit-o. Da? Da. Meci. Ce chestii interesante mai ai tu despre brazilience? Da, păi stăm aici și povestim până mâine, gândiți-vă câte zine povești au și ele. Zine așa vreo două, trei, că nici eu nu citesc tot de aici. Zine așa vreo două, culegele. Vă zic doar, dar uite că mi-e dragă mie, că a fost la Arsenal, Rafaele Sousa e tot în America și acum. Eu pe ea mă bazez, o fată așa cât un munte, stă bine în apărare acolo, e hotărâtă, e ambițioasă. Și cu Marta, regina, șefa șefelor la fotbal feminin. Eu aștept să... Șefa șefelor. Bă, dar nu mai e Alex Morgan, mă. Adică nu mai e ea șefa șefelor, știi, că a fost o perioadă. Ea și cu Megan Rapinoe. L-am plăcea de Alex Morgan. Sunt cele mai bine plătite fete. Da? Da, din lume. În acest sport. Dar oricine ar apărea, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, acum că sunt eu subiectivă, că e vorba de Marta și Brazilia, ce să-i zici lui Marta? Poate să apară gen cum e Alcaraz acum, știi? No. Unu-i Roger Federer. Yeah. Nu? Adică așa consider că este Marta. O ai acolo. O ai pe Marta. Ar trebui să joace până la 50 de ani din punctul meu de vedere. Da. Deși s-a numărat mereu printre favorite, Brazilia nu a cucerit niciodată campionatul mondial feminin. Cea mai mare performanță finală din 2000
7. Da. Nici Franța nu a pus până acum mâna pe trofeul suprem. În 2011 a încheiat pe 4. Da. Dar trebuie să vă mai spun un detaliu. Deci pentru acest mondial, că s-au săturat brazilienicele să fie așa, vor clar ceva, au cel mai mare staff din istorie. Deci au deplasat vreo 23 de sportive și 37 de oameni în staff cu totul. Deci s-au dus o delegație, deci clar sunt chitite, fetele bele sunt chitite. S-a dus o companie întreagă. S-a dus tot satul. Da. 4-0 cu Panama, sudamericancele și-au creat 33 de ocazii de gol, au tras 9 șuturi pe poartă și au beneficiat de 13 goluri. Da. Hai să ne uităm pe cote. Vă dați seama că sunt foarte echilibrate cotele, după cum putem vedea. 1 solist Franța, 2,70. 2 solist Brazilia, 2,65. X-ul, 3,25. Nu știu ce să joc. Chiar nu știu cine o să bată. Habar n-am. Tu știi cine o să bată, domnul? Îl vezi și pe ăsta de egal, nu? Lasă-mă în pace, te rog. Dacă pierde Franța, are meci greu în ultima... Da. Ultima etapă, nu va fi obligată să... Brazilia s-ar mulțumi. Ambele sigur dau gol. Brazilia s-ar mulțumi și cu egal. Dar nu cred că să merge pe concepția aia, că ne ajunge și atât. No. Oricum, eu o să joc aici. Vedeți că aveți și secțiune de super pariuri în care puteți să vă bălăciți. Sunt o grămadă de cote interesante până la valori din astea. Ia uitați, peste 1,5 goluri, peste 6,5 cornere. Și Vivian scrie oricând 4,75. De luat în calcul, vă uitați voi pe acolo, eu o să merg la ambele marchează, cotă 1,90. Asta joc, sunt hotărât, nici mă interesează dacă domnul Adi Dobre e de acord cu mine sau nu. Nu mai aștept binecuvântarea lui, am și jucat pariu. Bun, mergem în Suedia pentru că avem un meci... Campionatul tău preferat. Da, avem un meci foarte interesant acolo. Între Haken și Elfsborg. Locul 2 cu locul 1. Campioana locul 2, care... păi, dar n-ai cum să nu-i bagi în seamă. Sigur. Campioana Haken, pe care această partidă, acest derby, o prinde între cele două partide cu Klaksvik din Champions League din preliminarii. Probabil că și acesta a fost motivul pentru care au pierdut etapa trecută în fața celor de la Varnamo, locul 13 în acel moment. Au cel mai bun atac din... din ligă, 42 de goluri marcate, 19 primite, e cel mai slab din primele 3. Elfsborg, locul 1, spuneam, 39 de puncte, cu 4 mai mult decât Haken, 39-11, gol avea cea mai bună defensivă. Un singur eșec, chiar în prima etapă, acasă cu Haken, a urmat un 0-0 cu Varberg. Sunt singurele două partide în care Elfsborg nu a marcat în acest sezon. Locul 6 anul trecut, mă uitam așa pe lot, un lot destul de tânăr, un portar islandez, 21 de ani, Valdi Marsson, a apărat în sezonul ăsta toate meciurile, cât în precedentele două sezoane de când este la Elfsborg. Mai un Danes Okels, 7 goluri marcate, Gudjonsson 5 goluri, Berhardsson 5, un islandez, suedez, de cealaltă parte Hovland și Rigar sunt golghete cu 5 fiecare. În poartă, un bătrân de 35 de ani, Abrahamsson. Eu zic că nu pierde Elfsborg. Așa zici, nu pierde. Nu, chiar dacă joacă deplasare. Da. Spuneam, între două meciuri de Champions League, facem. Per Matias Hogmo a fost, e fostul selecționer al Norvegiei. El a fost artizanul titlului, dar nu prea a primit întăriri în perioada de mercato. Da. Acum, cumva, trebuie să-și menajeze și lotul între cele două meciuri cu cei din Feroe. Mă așteptam să o tranșeze din prima, dar uite că au făcut 0-0 acolo. Se pare că feroezii, după ce au dat jos, au făcut o victimă destul de importantă pe Ferencvaros, se pare că sunt puși pe fapte mari. Râdeam noi, da. Râdeam noi, da. Uite că gluma sunt groasă. Nu mai stă așa sigure biletele. Că... Da, da. Nici cu feroezii. Cum ar zice un clasic în viață, nu mai sunt echipe mici, mai există echipe mici. Da, hai să ne uităm pe cote. Tot Haken este favorită, 2,40,
3-60 Galu și 2-80 Elfsborg. E, aici să știți că o să merg pe mâna domnului Adi, dar o să joc o cotă un pic mai mare decât X2-ul ăsta de 1.57. O să iau Dronobet pe Elfsborg. Cotă 2.05. Dronobet, știți foarte bine, dacă nu știți vă mai explic o dată. Trebuie să câștige Elfsborg ca să câștigăm pariul. Dacă nu câștigă și se termină la egalitate, primim banii înapoi, adică na, cotă 1. Dacă se termină la egalitate, dacă bate hacă, n-am pierdut. N-avem ce face. Da, începe și Bundesliga din Austria. Trebuie să mergem și pe acolo să vedem ce bănuți putem să facem. Austria-Viena cu Sturm Graz pare cel mai interesant meci din această primă rundă. Austria-Viena, Sturm Graz, te spune Bundesliga Austriei. Trimite campioana direct în grupe. RB Salzburg, da, cea care domine de câțiva ani în campionatul Austriei. Păi au și făcut treabă pe Champions League, au adus puncte. Au adus puncte, exact. Austria-Viena locul 5 anul trecut, Sturm Graz locul 2, departe însă de locul 3, dar și de campioana RB Salzburg. Și la ei există un play-off. Austria-Viena este calificat în turul 2 al Conference League. Ultimele 4 confruntări, spunem că există un play-off. În campionat a fost 3-0 deplasare, 3-1 acasă pentru Sturm. În play-off 3-2 acasă, 2-1 deplasare, așadar în ultimele 4 partide, 4 victorii Sturm cu 15 goluri în 4 aceste partide. Mă uitam pe rezultatele directe în ultimii 14 ani, este 0-0 între cele două formații. De mare tradiție, au jucat cu multe echipe românești de-a lungul vremii. Și Austria-Viena și Sturm Graz, cu Sportul, cu Dinamo și cu Sturm. Nebunie. Da. E început de drum. Echipe tinere nu sunt super vedete, au academii puternice, la fel ca și RB Salzburg. Va fi interesant. Nu știu să zic. Nu pierde și un gras. Da. Gata. Ce să nu pierde. Rezolvat. Nu caz pierde. Rezolvat. Da. Austria-Viena a încheiat în forță sezonul trecut. A câștigat finala pentru Conference League cu Austria-Lustenau. 6-1 la general. A confirmat forma ofensivă și în cantonamentul de vară, 14 goluri în 5 meciuri amicale, 14 goluri înscrise. A jucat deja și un meci oficial Austria-Viena în cupă, 7-0 cu SV Spital. Nebunie. Și tot 7 și... Da. Exact și în Germania, cel cu cupa. Da. Sturm Graz, altă reprezentantă a Austriei în cupele europene, câștigătoarea cupei și vicecampioana din sezonul trecut. Are al doilea lot ca valoare după cel al lui Salzburg. A disputat 8 amicale în această vară, a câștigat 7, a marcat de fiecare dată cel puțin 2 goluri. Adversarele, să știți că n-au fost neglijabile. Galata, Aris Limassol, Partizan. Băieții ăștia nu se plimbă în cantonament, vin alții la ei în cantonament. Da, corect. Cheltuială minimă. Da, și Sturm Graz a jucat în cupă 7-2 cu Klagenfurt, deci câte 7 mâncați. 2,2 milioane de euro a plătit Sturm Graz pentru un atacant extrem de interesant în această vară, Simon Vlodarczyk, 20 de ani, considerat în Polonia nou Lewandowski. Da, a marcat 3 goluri la debutul în Austria, victoria în cupă. Peste 2 ani cu 30 de milioane. Ultimele 3 meciuri directe au fost GG-uri. În ultimele 5 disputate s-au marcat de fiecare dată minim 3 goluri. Așa că unde ne ducem? Ce facem aici? Ia să vedem ce GG cote și sunt. Ai găsit chiar vreun super pariu? Ăla? Ambele marchează și. Așa facem. Deci, favorit Sturm Graz 2-10, 3-30 Austria-Viena. Mergem direct și căutăm GG. And peste 2,5 goluri, dacă și domnul Adi ne-a dat binecuvântarea, n-am nicio emoție, îl iau cu ochii închiși, 1,90, cotă bună, 1% și pe ăsta, deja am încasat 4 pariuri până acum, nu? E bun, așteptăm doar banii după ele. Hai să mergem acum și în Superliga noastră, că avem meci între CFR Cluj și Universitatea Craiova, acum 2-3 sezoane era finala pentru campionat asta, nu? Am început cu un derby, da, Hamburg-Schalke, încheiat cu un derby, CFR Cluj-Craiova. Da. Locul 2 cu locul 5. Craiova fără gol primit, e adevărat, cu 4 puncte, pentru că au pierdut 2 cu oțelul, dar meci în care au avut 3 bare și au atacat ca nebunii. Păi da, dar a jucat cu 2 nou promovate. Începutul de sezon
super bun pentru Craiova. Da. Când ai 6 puncte, da. Să se plângă Petrolul, că au ratat penalti în fiecare meci, da? Bine, în urma acestui început, să spunem așa, dar eu cred că socotelele au făcut cu mult înainte. Domnul Neagu este primul antrenor demis din Superliga și cred că e record ăsta, să-l dai afară după a doua etapă. Dar cred că și dacă băteau, îl dădeau afară. Și eu, indiferent de scor, da. Îi mulțumeam și îi spuneam, nu putem juca atât de spectaculos, trebuie să jucăm mai puțin spectaculos. CFR-ul, Iași acasă 2-0, 3-1 cu UTA, nici ei n-au avut început dificil, cu multe noutăți, am mai vorbit, au plecat mulți, au venit iarăși, cred mai mult de o echipă, da? Să vedem ce face Conopliancă, care nu vine de la Bingermaia, vine de la Cracovia, da. Ca nume, da. Am auzit pe cineva spunând că, domnule, cel mai rezonant nume de după Revoluție în Liga 1, nu, nici chiar așa, nici chiar așa, mai fost băieții. A fost tot CFR-ul, l-a dus pe, cum îl cheamă, brazilianul care a jucat pe la Real. Batista. Sau cum? Așa zic, da? Da, avea. Bine, Leo Batista. Doar numele. Da. Dar era mai cu rezonanță. Să vedem ce va face noul antrenor la Craiova, care și el a fost dat, nu neapărat dat afară, dar mai cam mi se pare și a renunțat la ea. Lumea se întoarce. Da. Interesant că, nu știu, CFR-ul parcă mă așteptam cu Mandorlini să fie așa mai piano. Să zic că joacă bine. A dat două goluri cu Iași, a dat trei cu UTA. Te-ai stricat de când cu Super Dan cu 1-0. Da. Nu mai știi acum. Da, corect. Bun. CFR a câștigat 3 din ultimele 4 meciuri directe disputate pe teren propriu împotriva Craiovei, mai am niște chestii aici, dar uite, s-ar putea să fie o problemă asta pentru Reghecamp, că Bayram este, care era una dintre principalele soluții pentru regula U21, e accidentat și atunci trebuie să aleagă între Danciu și Atana Strică, cu Dinamo parcă a jucat Strică și da, cu Dinamo titular și cu oțelul Danciu, nu? vedem cum se mișcă. Ideea este în felul următor: 2-20 CFR Cluj, 3-50 Craiova și X-ul 3-30. Acum nu știu, stau și mă gândesc eu așa, chiar așa să vină Reghecamp în două zile. Să și facă minuni? Gata, mă, ia, stai că vă arăt eu cum să joacă fotbal. Nu știu ce să zic. Mă tentează cota aia de 2-20 pentru CFR. Până să vă arăt ce joc, stai să ne uităm un pic în Super Pariuri, că văzusem o cotă interesantă pe care vă recomand și vouă, pe la 2.50, parcă, stați așa că este, e chiar bună. Una cu șuturi pe poartă. Ia uite mă asta. Bârligea peste 0.5 șuturi pe poartă și Mitriță peste 0.5 șuturi pe poartă, cotă 2.50. Bun. Păi ce? Tentantă. E de luat în calcul, gândiți-vă la ea. Eu o să mă gândesc după ce văd echipele de start. Aștept până atunci. Da, și ce jucăm la acest meci interesant? Eu o să joc un pic mai safe, o să iau la pauză sau final aici. PSF 1 este cotă de 1.85. Să conducă CFR-ul la pauză sau să câștige până la urmă. 1% o să aloc pentru acest pronostic. Gata! Acestea au fost cele 5 recomandări single pentru weekendul care urmează. Nu uitați că pe grupul meu de Telegram o să avem și pariuri live, o să avem și proiectul Piramida, care ne-a adus săptămâna trecută un profit destul de frumușel. O să mai legăm o serie din asta frumoasă, o simt eu. Intrați acolo, aveți linkul în descriere și în secțiunea de comentarii. Și acum hai să trecem la biletul etapei. La biletul etapei, ca de fiecare dată, încercăm câte un pronostic pe fiecare meci dintre cele 8 disputate în Superliga. Și de această dată am mizat în felul următor: peste 1,5 goluri la Craiova 1948 cu Ucluj, cotă 1.40. Rapid solist la Botoșani, cum o să joace toată planeta, pentru că chiar au jucat bine în deplasarea de la
de la Ucluj. Hermannstadt cu UTA Arad a mers pe un super pariu, peste 0,5 goluri în meci și peste 6,5 cornere, 1,35. Oțelul FCSB. FCSB marchează peste 0,5 cornere, peste 0,5 goluri și va avea peste 3,5 cornere, un pariu înverzit în toate meciurile de până acum. La fel, Farul cu Poliaș, Farul marchează și va avea minim 4 cornere, 1,55. CFR cu Craiova. CFR marchează și CFR va avea minim 3 cornere. Petrolul cu Voluntari, Sfântul PSFX, egal la pauză sau la final de partidă, 1,60. Și la Dinamo cu Șepși. Greu aici. Da, știu. Pentru tine, nu? Da, dar am luat că de gol Dinamo. Am luat că de gol Dinamo. 1,57. Bun, bun. Păi da, încep să-și dea și ei drumul la joc. Au dat gol cu FCSB-ul. Hai să vezi acum dacă nu festival de Dinamo 3. Îi prinde și pe Șepși între ăstea din Conference League. Cota finală 25. După ce am primit și bonusul de 15%, super bonusul pentru evenimente cu cotă peste 1,25, avem o cotă reală de 29. Codul biletului este afișat pe ecran. Îl aveți și la mine pe Super Social, îl puteți copia cu un singur click. Dragii mei, nu uitați de concursul din fiecare emisiune pentru această etapă de Superliga. Lăsați în comentarii pronosticurile voastre de tip 1X sau 2 pentru fiecare dintre cele 8 meciuri disputate în această etapă. Vă rog să nu vă editați comentariile pentru că acestea nu vor fi luate în calcul, cele editate. Și premiile, așa cum v-ați obișnuit, sunt 5 freebeturi de câte 100 de lei și 10 freebeturi de câte 50 de lei, în total 15 câștigători. Minim 5 din 8 vreau pronosticuri corecte. Data trecută iar am avut vreo 4 oameni cu 7 din 8. Parcă 4 oameni cu 7 din 8. Îți dai seama câți bani fac? Da, foarte bine. Oameni inspirați. Pariori inspirați. La proiectul cota 2 ar fi trebuit să fie pariul 5. Dar, din păcate, este doar pariul 2 pentru că Galatasaray ne-a întrerupt seria la pariul 4. A fost egalată de cu cine a jucat ăștia din Lituania, 2-2 în minutul 92 și aveam PSF2, da, gândește și tu, uite cum se întâmplă, dar suntem la al doilea pariu, am mai câștigat unul ulterior. Să știți că am luat un meci din Bundesliga secundă din Germania, m-am uitat eu așa un pic și am analizat, o să joc un singur meci, solistul pe Hannover cu Elversberg. Elversberg este nou promovată. Hannover, am observat că a mers brici în amicale. Acum să vedem, e primul meci oficial. Bă, da, a mers brici, a bătut și pe Villarreal cu 3-0. Deci, nu știu, au o poftă de gol acolo. E nebunie. Promovează. Da. O să joc, așa cum joc de obicei, 2% din bugetul de pariere, iar separat investesc tot câștigul de la pariul 1, adică 217 lei, acolo unde plecăm cu 100 de lei și tot reinvestim până ajungem la 10 consecutiv câștigătoare. Cotă 2,20. Nu uitați că aici ne bucurăm și de super avantaj la această competiție. Adică dacă la un moment dat conduce cu 2 goluri echipa noastră, pariul este validat ca și câștigător. Biletul bonus dublu. Mult așteptatul bilet bonus dublu. Ca de obicei, 20 de evenimente la cotă minimă 1,25 pentru a încasa super bonusul de 100% din partea Superbetului. Avem meciuri din fotbal de peste tot. Vă recomand să vă uitați să nu scadă vreo cotă sub 1,25 pentru că altfel nu se mai acordă bonusul. Vă uitați voi aici, eu dau scroll cât se poate de gentle, așa. Aveți codul afișat și pe ecran. Cota finală este 267, iar cota reală este 534 după ce am primit bonusul de 100%. Îl găsiți și pe Super Social la mine. Dați follow acolo Cătălin Mihalache și cu un singur click
pac, ați adăugat toate selecțiile pe bilet. În cazul în care nu puteți verifica după cod sau din Super Social, aveți toată lista meciurilor pe care le-am jucat pe site-ul cota2.ro într-un articol dedicat, dar și în secțiunea de comentarii și în descrierea acestui clip. Da, sper să intre până la urmă. Ca de obicei, vă recomand să-l împărțiți și pe bilete mai mici. Ați văzut că săptămâna trecută am făcut biletul grupului. Da, fiecare din, adică, da, cei care au vrut să se implice acolo din comunitatea mea de pe grupul de Telegram, au dat câte un pronostic. Am făcut 8 meciuri, ne-a ars unul singur, dar l-am împărțit și în două. Deci, practic, am luat un bilet de cotă 4 aproape. Da. Tot e bine. Decât nimic. Da. Gata distracția. Gata distracția. Să fiți inspirați. Să aveți un weekend, nu știu, din ăla cu buzunare pline. Fabulos. Să vă iasă toate. Să fie verde. Soare, să fie verde și fabrica de cote revine și săptămâna viitoare.